Una dintre vilele din Franța ale fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, un imobil care ar valora peste 80 de milioane de lei, a fost pus sub sechestru de către magistrații francezi, potrivit procurorilor PC Cox. La rândul său, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, neagă aceste informații. Potrivit lui, clientul său nu ar avea nicio vilă în Franța. Potrivit procurorilor PC Cox, care citează autoritățile cipriote, judecătorul de instrucție francez indică și asupra faptului că Vladimir Plahotniuc ar fi creat o rețea criminală la nivel național și internațional în perioada 2009-2019, prin intermediul acesteia cu implicarea liderului partidului Șor, deputatul fugar Ilan Șor, cei doi ar fi înregistrat societăți cipriote și panameze în Anglia și ar fi deschis conturi bancare pentru depunerea banilor deturnați din băncile din Moldova. Până la pronunțarea unei decizii pe dosar, bunul sechestrat urmează să fie administrat de către o companie franceză, similară Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a CNA din țara noastră. La rândul său, avocatul lui Vladimir Plahotniuc respinge acuzațiile și spune că decizia magistraților este una ilegală. Imobilul la care se face referire în comunicatul Procuraturii Generale nu aparține lui Vladimir Plahotniuc și acesta nu este beneficiar al acestui imobil. Pe de altă parte, într-o investigație realizată de Rice Moldova, se arată că Vladimir Plahotniuc deține mai multe proprietăți de lux pe care a reușit să le ascundă peste hotarele țării cu ajutorul unor persoane terțe. Unul dintre ele s-ar afla în Elveția, două în Franța și altul la București. Bunurile care nu au fost niciodată declarate valorează în total 30 de milioane de euro, adică peste jumătate de miliard de lei. Periul imobiliar din străinătate al oligarhului moldovean numără mai multe proprietăți exclusiviste. Rice Moldova a identificat patru dintre ele cu o valoare totală de peste 30 de milioane de euro. Această vilă din Franța a fost cumpărată de familia lui Vladimir Plahotniuc încă în 2008, însă nu a fost indicată niciodată în declarația sa de avere. Din 2008 și până în 2011, vila a fost înregistrată pe numele lui Vladimir Plahotniuc și al Oxanei Childescu, soția acestuia. În prezent, procurorii au în gestiune mai multe dosare penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Acesta este acuzat de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari, crearea și conducerea unei organizații criminale. Vladimir Plahotniuc a fugit din țară în anul 2019, atunci când democrația a pierdut puterea.